Prețul de achiziție al gazelor naturale furnizate de Gazprom în luna septembrie a crescut cu peste 400 de dolari și a ajuns la 1882 de dolari per 1000 de metri cubi. Iar în aceste condiții, Moldova Gaz ar putea cere o nouă majorare a tarifelor pentru consumatorii finali. În prezent, consumatorii casnici achită 22 de lei și 99 de bani pentru un metru cub de gaze cu TVA inclus. La ce tarif ne putem aștepta și dacă vom fi îndestulați cu gaze naturale, la iarnă aflăm de la președintele Consiliului de Administrație al companiei Moldova Gaz, Vadim Ceban, aflat în legătură directă cu noi. Domnule Ceban, bună ziua! Bună ziua! Prețul de achiziție a crescut pentru țara noastră, cum ați anunțat anterior într-un mesaj pe o rețea socială, cu 428 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Cum va acționa Moldova Gaz în aceste condiții pentru a-și putea onora obligațiile contractuale în raport cu Gazpromul rusesc? Evident, prețul a crescut în luna septembrie, respectiv noi acum suntem în consultări cu Agenția Națională pentru Reglementare Energetică pentru procedura de depunere a noii solicitări, având în vedere că suntem activăm în situația excepțională. Respectiv, la data de 10 septembrie intră în vigoare noua lege sau noile modificări în legea privind la gaze naturale, care prevede o altă procedură de adresare și, respectiv interacțiune cu regulatorul. Astăzi, dacă vorbim pentru luna septembrie, de fapt, tariful ar trebui să fie 36 lei, pentru că prețul de achiziție este 1882 dolari. Dar luând în considerație că în octombrie, deja când intrăm în perioada trimestrului 4, perioada de iarnă, se schimbă formula care este prevăzută în contract și respectiv urmează să luăm în calcul și prețul din luna octombrie. Cred că adresarea respectivă către ANRE va fi după data de 15, mai degrabă 20 septembrie, când vom efectua toate calculele. Adresarea noastră va fi bazată pe calculele care am prezentat anterior în luna iulie, 29 de lei, și respectiv vedem cum, care va fi decizia până la urmă regulatorului. Dar noi acumulăm dilieri, utilizăm această noțiune tehnică, dilieri financiare, dilieri tarifare, altfel spus, sunt datorii, și respectiv urmează să le compensăm, pentru că altfel nu avem sursa de achitare pentru consumul gazelor către furnizorul principal. Adică această achitare are loc doar cu suportul guvernului la moment. De aceea noi cred că vom adresa, dar respectând toate procedurile care sunt prevăzute de lege. Domnule Ceban, dar va fi suficient acest nou tarif de 29 de lei pe care l-ați menționat în condițiile în care majorarea e cam de 30% anul la achiziția gazelor? Noi am calculat această adresare, având în vedere că nu putem recupera aceste diverse sau datorii care sunt acumulate în perioada scurtă de timp. Evident, dacă am fi luat în calcul aceste diviere, atunci tariful trebuie să fie mult mai mare, în jur de 33-34 lei. Dar cunoaștem că nu vrem, că nu este dorința noastră să majorăm tarifele cu orice scop. Principal, să avem posibilitatea să achităm, să onorăm obligațiunile noastre financiare. Pentru că intrăm în sezonul de încălzire peste o lună și respectiv trebuie să avem destule posibilități financiare pentru a acoperi consumul sau plata consumului de gaze naturale. Ați mai declarat anterior că se discută cu ANRE-ul despre o nouă metodologie tarifară. Despre ce modificări este vorba? Ce ne-ar putea da adoptarea acestora și de ce au devenit atât de necesare? E vorba despre adresări pentru ajustarea tarifelor în situațiile de urgență, cu, zicem, ocolirea etapei procedurilor consultărilor publice care prevedea o anumită procedură și timp de aprobare. În cazul de situații excepționale, procedura se modifică, se simplifică, respectiv oferă posibilitatea agenției să reacționeze mai operativ la schimbările care au loc pe piețele energetice. Și a doua e vorba despre procedura de recuperare a deviărilor care, pentru sectorul de gaze naturale, poate să aibă loc doar în perioadele ulterioare, dar nu în cadrul anului respectiv, în care ele sunt formate.
Acest lucru tot urmează să, să fie modificat și respectiv va oferi posibilitatea ca noi mai repede să reacționăm la aceste ajustări care pot fi doar și în majoră și în scădere. Și nu uităm că anumite ajustări pot să aibă loc, sperăm să aibă loc și în viitor. Deci acest lucru poate fi și în favoarea consumatorului când prețurile de achiziție vor scădea. Dar din care cauză s-au format aceste devieri de miliarde acumulate de companie și în decursul anului precedent și chiar și în acest an, după cum am văzut? Și care este contribuția răuplatnicilor în acest sens? Ce ține de voi începe răspunsul cu răuplatnici? De fapt, noi nu avem datorii mari. La etapa aceasta sunt în jur de 50 de milioane care deja se migrează, vedem, din lume în lume, începând cu luna ianuarie anul acesta. Dar ce se referă la deverile financiare, deverile tarifare, sunt acumulate din cauza că prețul de achiziție impus în tarif este mai mic decât prețul de facto care noi îl plătim. Și am menționat că fără ajutorul guvernului acest lucru nu a fost posibil să facem, executăm, onorăm obligațiunile noastre. De exemplu, în tariful actual, prețul de achiziție este inclus în valoare de 899 dolari, adică 900 dolari în jur, dar prețul de achiziție de fapt este 1882. Ce înseamnă că aproape 1000 de dolari este diferența. Respectiv, noi încăsăm de la consumatori mai puțin decât trebuie de fapt o achităm către furnizor. Asta este și cauza acumulării acestor deveri. Da, domnule Cebanu, noi locuim deci cu toții într-o țară cu populație preponderent săracă. Nu credeți că majorarea tarifului ar spori și contingentul clienților incapabili de plată? De aceea și am menționat că noi trebuie să fim foarte precauți, în sensul în care să nu intrăm în alte extreme, când să nu creăm un lanț de neachitări pe viitor. Acest lucru tot este, va fi foarte, foarte rău, pentru că chiar dacă tariful este ajustat, dar nu putem corecta banii de la consumatori, acest lucru tot nu influențează pozitiv asupra onorării obligațiilor noastre. De aceea am lansat aceste consultări, inclusiv este și implicat guvernul, cu Ministerul de Resurse, suntem la legătură directă, permanent, fiecare zi. Și vedem, încercăm să găsim soluții ca să fie în interesul tuturor. Deci noi, scopul Moldova Gaz, majorăm aceste tarife, noi doar asistăm la situația când e criza peste tot, criza energetică, vedeți fiecare zi cum se modifică prețurile pe burse. Acest lucru influențează direct și ca Moldova Gaz în primul rând. Cu siguranță. Cum vedeți dumneavoastră implicarea statului în ajutorarea populației, compensațiile și suportul oferit pentru susținerea consumului de gaze? Evident, cred că în primul rând trebuie să ne gândim la un consum mai rațional și trebuie să fie un comportament mai rațional, eficient de consum a resurselor energetice. În al doilea rând, anul trecut și am observat acest lucru și anul acesta în primul trimestru, când compensațiile care a fost oferit de către stat, bugetul de stat, într-adevăr a îmbrântățit și fluxurile de mijloace financiare în sector și a fost un ajutor și pentru noi, doar pentru populație, dar inclusiv și pentru noi, pentru că am mizat pe această sursă de compensare ca mijloc pentru a achita plățile în avans către furnizor. Eu cred că trebuie această modalitate de susținere a populației să fie continuată. Noi vedem că totuși categoria de consumatori, de fapt, e vorba despre păturile sociale vulnerabile și cei care sunt conectați la sistemele centralizate de încălzire, unde, de exemplu, centralele termoelectrice utilizează gazul natural pentru încălzire, producerea agentului termic, evident, și acolo va fi un impact. Și noi trebuie să, adică noi vorbesc toți împreună ca cei care lucrează în sistem, plus cu ajutorul guvernului să gestionăm această criză și aceste majorări într-o manieră mult mai eficientă și inteligentă. Eu consider că tot depinde și de consumatori. Eu cred că rațional trebuie să consumăm,
și nu mizăm doar pe ajutorul statului, chiar fiind această compensație un bun prilej de a compensa o parte din cheltuielile familiilor. După cum ați menționat anterior, din 1 octombrie urmează să intre în vigoare, să fie aplicată, mai bine zis, o nouă formulă de calcul a prețului de achiziție a gazelor. 70% din preț se va forma în funcție de costul pentru produsele petroliere, motorină și păcură și 30% pe baza cotațiilor bursiere. Cum ar putea influența acest lucru livrările și tariful final? Evident, în această situație, dacă nu vor fi mari schimbări sau nu va fi fluctuația mare a prețului la burse, va fi o anumită ajustare în partea ce de scăderea prețului, dar noi totuși nu vizăm ca să fie așa prea mare sau bruscă scăderea prețului de achiziție. Dar trebuie să luăm în calcul că până la urmă va fi o stabilitate mai bună pentru perioada de trimestrul 4, pentru că ponderea produselor petroliere va fi în prețul de achiziție, în calculul prețului de achiziție, o perioadă de 6 luni de zile și, respectiv, în perioada aceasta, având o pondere mai mare, nu va fi așa o fluctuație mare cum a fost, am văzut, de la $800 și la 1882, dacă bazăm formula inversă în perioada de vară. Deci, totuși, prețurile la produsele petroliere, adică în calculul prețul de achiziție la gaze au, așa zicem, mai mult stabilitate pe parcursul acestei perioade. Care este situația cu auditul acelor imense datorii istorice ce urmează a fi realizat până în ianuarie 2023, pare mi se. Ne interesează cum evoluează lucrurile la acest capitol și dacă vom reuși în termen pentru a evita încetarea livrărilor. Dacă vă referiți la auditul care este executat la solicitarea sau la comanda nemijlocit a acționarului majoritar, da. Da, cum este statul, eu consider că totuși cum insistă Gazprom până la 1 octombrie, nu văd cum să reușească auditorii să execute acest lucru, dar sperăm totuși să fie aici o continuitate. Principal acum la noi este sarcina să achităm obligațiunile noastre către data de 20 septembrie. Și continuăm negocierile cu Gazprom ca să fie totuși oferite o perioadă mai mare pentru a îndeplini această sarcină și respectiv să fie pusă paritate pe aceste datorii. Cu toate că, în opinia noastră, toate documentele confirmative sunt și ar fi bine să noi să ne axăm la un acord de reglementare complex și să fim asigurați cu volume de gaz pentru perioada de an. Asta este opinia noastră, dar evident trebuie să decide acționarii. Domnule Ceban, ce amenință cel mai mult astăzi aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze naturale și cât de iminent este riscul sistării livrărilor de către gigantul rus Gazprom? Cum credeți, va dispune totuși Republica Moldova de gaze naturale în noul sezon de încălzire sau nu? Eu cred că întrebarea sigur că va dispune, pentru că cunoașteți că deja s-a modificat și legea privind la gaze naturale, se creează rezerve strategice, este oferit instrument financiar, cum este fondul, finanțele oferite către BERT, și acest instrument are ca bază un fel de fond revolver și 300 de milioane totuși este un ajutor care poate orice moment furnizorul central, cum este Energocom, care de fapt a fost impus, cu căruia a fost impus și serviciul public de achiziția gazelor strategice sau de achiziție gazelor în caz de situații de urgență. Și eu consider că gazele vor fi alt subiect, vorba de preț, dar totuși noi mizăm ca să fie rezolvate acele probleme, nu probleme, dar în primul rând să executăm obligațiile noastre financiare și al doilea să fie o înțelegere clară între acționari că noi continuăm furnizarea gazelor de la furnizorul tradițional. Domnule Ceban, vă mulțumim mult pentru această discuție. Da, mulțumesc mult. Și vă mai așteptăm.